Acum am să aplic la roșii și la rasadurile de ardei dolomita. Dolomita care nu este un îngrășământ, este un ameliorator de sol care reglează pH-ul, dar ajută foarte bine în dezvoltare roșiile și ardeii. După ce administrezi, dacă administrezi dolomită, roșiile nu se vor mai strica, nu vor mai avea acea pată neagră dedesubt. Acea pată apare atunci când ele suferă de lipsă de calciu. Bucana, la fiecare roșie în parte, îi administrez o doză cam de o lingură de dolomită. Dolomita, calciu și magneziu. După ce pun la toate roșiile și la toți ardeii, am să le fac cu o udare. Am pus dolomită la toate roșiile și la ardei. Urmează ca acum să le ud. Dolomita, acest mineral format din calciu și magneziu, în contact cu apa, se dizolvă. Ele se cu descompunere lentă și asigură o hrănire îndelungată legumelor din grădină. Am să pun dolomita în 3 stadii. Etapa 1, acum la plantarea răsadurilor, etapa 2, la înflorire și a treia etapă, când încep să fructifice legumele.